primul episod cu un bărbat, cel mai bărbat, aș spune eu, deși nu este corect spus, un bărbat care numai în ultimele două luni a luat 5 premii internaționale și a făcut 7 prezentări, care el însuși nu are nevoie de nicio prezentare și nu încep cu el doar pentru că este Cătălin Botezatu. Încep cu el pentru că este un prieten drag mie și am o veșnică datorie morală, pe lângă faptul că îl iubesc. Bună, Cătălin! Bună! Bună fan fatal, ca să spun așa, nu? Ca să-ți ridic la fileu la frumoasa prezentare pe care mi-ai făcut-o, da. Nu știu, fată, o femeie ca tine merită mult și am urmărit ascensiunea ta de-a lungul timpului și am constatat, din nefericire, sunt puține femei ca tine. Atunci când ești frumos, frumoasă, reușești mai repede. Ei bine, tu nu doar cu frumusețea ai reușit să faci lucruri frumoase, ci și cu faptul că ai multe, așa cum îmi place mie să spun, circumvoluțiuni. Și m-am bucurat că ai ajuns și la momentul acesta să, știi că eu am să faci astfel de chestii. Am fugit foarte mult timp de online, pentru că eu, deși par o femeie fan fatal, cum tu m-ai numit, eu sunt foarte nesigură pe mine. Și am fugit mereu de online, să știi. Și până când azi, mă, trebuie să faci un podcast, că tu nu ești așa ca la televizor, tu ești mai naturală, ești mai bine. Tu da, știi mai că cunoscut. Am refuzat multe podcasturi pentru că nu ne cunoșteam, poate că nu aveam așa frecvență, acea chimie cu persoana respectivă și la un podcast eu zic că trebuie să fii natural, să te deschizi, să dai oamenii ceea ce își doresc. Nu știu acum ce o să vrei tu să arătăm, să spunem oamenilor, dar sunt gata să îți accept provocarea. Știi de ce am acceptat și eu provocarea la rândul meu? Pentru că și eu vreau să fac acest podcast. Tocmai să arătăm autenticitatea. Știi, te invidiază lumea. Vai, Botezatu, a fost în două luni, a luat 5 premii, 7 prezentări. Vreau să spun că era Botezatu al nostru, al tuturor, că el este tezaurul național. Acum o săptămână abia vorbea. Te-am sunat, nu știu, la ce oră, dar nu era nici seara, nici dimineață, abia vorbea. Te costă muncă, te costă perseverență, te costă oameni, te costă suflet. Tot ceea ce ai tu, asta vreau să le spun oamenilor, a fost cu muncă și munca asta nu e așa, mergem la fabrică și am lăsat totul acasă. Este o muncă continuă. Da, e adevărat și ce se întâmplă, oamenii te judecă după Instagram, după Facebook și spun, a, te tot plimb tot timpul. Nu este deloc. Uite, acum vin de la Monte Carlo, de la un bal, cel mai tare bal care se desfășoară la Monaco, la Hotel de Paris. Am stat acolo câteva zile. Dacă îi spui cuiva că, da, am ieșit într-o seară la un concert lang și pe la niște mese, dar în rest că am muncit, zice, nu te crede. Nu te crede nimeni, nu? Singur, pentru că să țin mâna o prezentare de modă, să îmbraci tot felul de dive la propriu, mari ale lumii, E foarte greu și singur. Nu ai, așa cum cred oamenii, o armată de alți oameni care să facă pentru tine multe lucruri, pentru că nu știu. Adică numai eu știu ce vreau să fac, numai eu știu ce vreau să iasă dintr-un show. Ceilalți poate că m-ar ajuta, dar nu au cum. Asta o dată pe de altă. Și sunt multe momente în care chiar nu am pe cine să iau. Adică contractul tuturor aparențelor, să știi că nu sunt... Dar persoan. Pentru că oamenii nu sunt disponibili. Ai văzut? Au familii, au probleme, au iubiți, familie, au probleme, au relații. Au relații, nu se pricep la așa ceva. Da, vor să meargă la Miami, la Monte Carlo, la Dubai, dar nu știu că acolo trebuie să și muncească o zi. Pentru că un eveniment durează o zi. Restul sunt zile în care da, poți să te distrezi, să zicem. Și s-a întâmplat să ai fete în prezentări care să vrea neapărat să meargă cu tine și apoi să nu mai dai de ele? Să se trezească târziu, să nu-ți apară la prezentare? Da, chiar așa cum la Dubai am avut problema cu franțuzoaică, la Dubai, la Monaco cu franțuzoaică, care mi-a făcut o felul de figuri, se considera divă, adusă de o agenție din Nice și a venit și n-a mai apărut. Se întâmplă, nu? Se întâmplă, da. Dar bineînțeles că întotdeauna există manechine de backup. Întotdeauna mi-aduc manechinele mele, am adus niște manechine de la Paris cu care lucrez tot timpul și atunci am acest backup. Dar pentru că întotdeauna sunt manechine ușor luate randeaua, ca să zic așa. Ce se întâmplă când aceste fete o iau randeaua? Care sunt motivele? Păi sunt fete care nu sunt venite neapărat. Bine, eu lucrez de obicei 99% cu profesioniste. Dar printre astea se mai strecoară și fete care vin pentru alte lucruri. Cum ar fi? Nu știu, să spui, suntem pe online. Că și eu sunt încă încorsetată, mă simt ca la emisiune. Să cunoască bărbați celebri. Și dacă au cunoscut un bărbat cu bani, au și fugit cu el? Au și fugit, dar asta...
hai să nu fim ipocriți, că la prezentări de modă vin bărbați celebri, oameni bogați și aici, dacă vorbim de Dubai, prinț, prințesă, dacă vorbim de Monaco și mai departe, și poate e firesc că cuiva să, eu știu, să cadă cu tronc o manechină și să nască o poveste de dragoste și să se finalizeze cu o relație sau cu, de ce nu, cu o căsătorie. Asta e ok, Doamne ferește, nu sunt împotrivă, dar doar așa, ca dame de consumație, mi se pare decadent și pentru ele. One shot. Adică, ori, da, aștepți ca destinul să-ți ofere, să-ți ofere ceva de genul ăsta pentru că trăiești într-o astfel de lume, ori dacă vrei să fii dama de companie, atunci stai site-uri de genul ăsta în care spui prețul corect și aia e. Pe vremuri, când eram eu mică, știu că chiar tu le țineai aceste prelegeri manechinelor tale și le spuneai în felul următor: nu fiți fraiere. De fapt, spuneai, nu fiți proaste. Da, nu puneți spune. Botul. Da. Vedeți-vă de treaba și voastră, mai faceți așa fraiere cum? Și nu au pus botul, cum a ajuns spuitul, toate au ajuns departe. Toate sunt căsătorite foarte bine, au niște familii superbe, au copii. Cele care au fost profesioniste și au avut și șansa să meargă afară sunt deja dive internaționale, sunt actrițe și modele internaționale cu care ne mândrim, dar care, repet, au acest statut de mame, de cum ești și tu, căsătorite. E o mare diferență. Uite, îți dau un exemplu pentru mine cel mai important, Catinel Menghia. Da. Este poate cel mai frumos exemplu de model care a rămas fidel unei agenții, e vorba de agenția Emera. E așa cum, chiar dacă ajuns departe, este cu Liviu Ionescu, pentru orice job pe care are, ea trimite comision, deși Liviu a spus, nici n-aș mai putea să mai cer comision, pentru că comisionul e foarte mare, dar ea nu uită de unde a plecat. Pe lângă asta este o mamă extraordinară. Ați văzut cât de frumoasă e pe red carpet și pentru cine nu știe, ea este prietenă la Cataramă cu patrona de la Chopard și cu cei de la de Grisogono și așa mai departe. Ei bine, când e pe red carpet e ca o prințesă, când e acasă cu copilul e ca oricare altă femeie nemachiată, în training, care poate nu dai în ghilimele spus doi bani pe ea, deși rasa, clasa, frumusețea se vede și așa. Dar ea este un exemplu de urmat. La polul celălalt categoric sunt femei. Madalina Ghinea, o altă superbitate. E adevărat că la ea lumea a comentat, pentru că știi cum e, când ajungi la struguri sunt acri. Băi, dar cel puțin a marcat ea în grădina ei, pentru că la ea e invers. Nu cum fac bărbații, așa e, redutele câștigate. La ea a fost invers. Pentru că ea i-a vrut. Ea i-a punctat. Și dacă vrea să rămână cu oricare dintre ei, rămâne. N-a vrut. Femeia e divă, e frumoasă, este dorită de toată lumea. Un exemplu, chiar, repet, chiar dacă acum voi lua hate, I don't care, nu-mi pasă. Știi cum e, orice îi zice, oricum îți vei lua hate. E o femeie frumoasă, avem femei frumoase, dar, repet, și această frumusețe, în ghilimele spus, trebuie vândută, manageriată, agenturată, dacă este vorba de o agenție, corect. Ai menționat Instagramul mai devreme și vorbeam cu tine înainte să dăm rec. Dacă tu, prin toată cariera ta, tu care ești, ți-am spus, simbol național, ai 1 milion de followers pe Insta. Și mie personal, 1 milion 100. Nu te-am mai stocărit de mult. Da. Și mie mi se pare că sunt puțini. În schimb, sunt fete pe care nu le știe mai nimeni, sau poate le știe doar online-ul, care au aproape cât tine. Nu te frustrează mult? Sau mai mult? Nu te frustrează un pic? Nu. De ce să mă frustrez? Dar nopți nedormite și pline de durere, ca să zic așa. Nu. Sunt câteva de influencer, vorbim. Da. Nu. Sunt câteva pe care le respect, pe care, care îmi sunt prietene și din pe care sunt doar câteva. N-am să spun nume, că se știu ele. În zona aia Clujului. Da, pe acolo. Pe acolo sunt cele mai multe. Restul nu fac decât să își facă poze, să aștepte cadouri, fără să aibă un feedback la acest lucru. Eu mă gândesc ce vor face în viitor, când vor îmbătrâni, când se vor... Adică când se face frumusețea. Da, când ambalajul care este atât de trecător va fi perisabil și este perisabil, ce se vor face atunci? Pentru că nu au făcut nimic. Multe dintre ele, așa cum spuneam, sunt zona Clujului, repet, ca să nu se simte nimeni. Acolo sunt cele mai multe și adevărate.
Fetele chiar muncesc din zona. Mă rog, mai e și Ana Morodan, care de fapt e divizia grea, asta e altceva. Dar nu știu ce vor face mai departe, nu știu ce se vor ocupa ele. Cine le va întreține? Ce, poate se va inventa altceva, un alt tip de influență. TikTok, probabil. Mie chestiile astea mi se par foarte sterile și... Da, nu câștigi nimic. Dacă nu lași ceva societății, dacă nu faci ceva pentru societate, dacă depind, de tine nu depind oameni, în sensul că nu dai de mâncare unor oameni, adică ce ai făcut pentru societate? Că ești un influencer pentru un an, doi, trei și ai promovat niște produse? Hmm? A, da, aș vrea să fiu, sunt poate că fără voia mea un influencer, dar aș vrea să fiu un influencer, să iau atâtea mii și mii și mii de euro, dar... și să nu am responsabilitatea faptului că dau salarii la fabrică, că plătesc impozite, la ateliere, la aia, la aia, la aia. Aș vrea, o, ce bine ar fi. Dar nu se poate. Nu le invidiez, nici măcar nu mă enervează. Nu te enervează să dau mai multe like-uri ca tine? Ba da, nu mă enervează. Mă unez așa că te dezamăgești. Nu e lumea, da, nu e lumea, nu sunt ele de vină. Lumea e de vină că le dă like-uri. Deci acum o spun cu toate, prost sunt cei care le dau like-uri. Bă, prost sunt cei care le vor, de exemplu, sunt firme, companii care le vor la evenimente, crezând că fac multe... Știu despre ce vorbești, așa, da. Și ăștia sunt proști. Că dau mii și mii de euro să apară o pițipoancă de genul ăsta, care n-are nimic de spus, îmbrăcată și prost, machiată și prost, coafată și prost. Și ia așa și o căruță de bani și ea la evenimentul respectiv face doar așa poze. Nici nu știe să pună bine... hashtag-urile și da. Așa. Și asta e tot. Deci aia sunt proști. Nici n-am spus, nici măcar fraier. Proști. Dar probabil că acei bărbați, că știi când sunt femei, femeile eu nu prea invită. La influențărițe e mai greu cu femeile, că asta nu invită. Dar când sunt bărbați, poate că au și alte turințe. Înțelegi? Știu cum este, că le pățesc eu. Îmi faci și mie o promovare, dar vreau să... Da, desigur, sună spiarul. Nu, dar vreau să mă întâlnesc cu tine la cafea. Da, bine, și asta cu ele care au PR și ce să ne mai facem fetelor? Fugiți de la geamuri. Nu puteți vorbi cu mine direct cu PR-ul meu, pentru că el vă poate spune, hai mă, lasă-mă, tu negociezi foarte este bine. Este un fel de acele prețul mai mare. Da, că să-și ia și PR-ul. Păi, da, acolo unde PR-ul face ceva pentru tine și muncește și stă și așa, da, îl merită și la un salariu. Dar când, nu, mă rog, hai să nu intrăm, să nu fac prea mult dușmani. Vezi cum am intrat în rolul nostru. Da. Pentru că astăzi te-ai închemat aici, nu vreau să stau de vorbă cu designerul Cătălin Botezatu, nici cu creatorul, nici cu Cătălin pe care îl știe toată lumea. Eu vreau să stau de vorbă cu Cătălin Botezatu, omul. Și la un moment dat ți-am spus eu ție că eu te iubesc pe tine, varianta ta de după 12 noapte, așa cum mă înțelege lumea cu totul altceva. Da, ai zis? Nu prea ai formulat bine, dar mă rog, hai. Nu am formulat bine, ați că aici pe online pot să fiu eu. Da. Varianta ta care, după nu știu, acasă, noaptea, așa, după 12 noapte, când cauți tu mâncare în frigider și de obicei o ai pe cea la mamei tale. De obicei. De obicei. Sau dacă îmi te duci la mega. Mă rog, nu contează. Da, nu e foarte greu după 12 noaptea, cum da, spui știu, tu, e foarte greu că, cu tine, știu. Atunci îți vin tot felul de idei. În primul rând, după ce îmi fac agenda pentru a doua zi și chiar și la ora aceea stau pe telefoane cu persoanele cu care îmi permit, pentru că sunt persoane care vorbesc inclusiv cu tine, cu care îmi permit să vorbesc până la 2-3 dimineața, merg de 100 de ori la frigider, deși știu că e același lucru în frigider. Dacă am avut șansa să am ceva mâncare de la mama, e bine, dacă nu cumpăr special mâncare, unor ui să iau și apă. Și să mai întâmplă. Să știi că uit și doi, nu pot, chiar dacă aș vrea să cumpăr apă, nu pot să o car. Chiar dacă liftul duce direct în casă. Da, zic că rezolvăm din cu garaj, avem niște oameni. Da, nu. Am fost și paparațat în felul ăsta. M-am dus și eu odată să-mi fac o bărătură la Kaufland, că iară putem spune. Și am fost paparațat pas cu pas și mi-am luat din Kaufland. Raionul Mezelul, raionul aia, a uitat să paparațeze. Vai, Botezatu, când mi-am luat parizer. Da. Vai, nu cred, ai mâncat parizer? Da. Și eu mănânc parizer cu, să știi, cu zi, cu muștar și cu pâine. Da, și cu pâine, da. Cu pâine că proaspătă, da. Aia, da. Asta este. Suntem buși, avem niște reminiști comunistă, asta este, mănânc și parizer, mănânc și cremuș. E cea mai mare plăcere. Uite, am crezut că mănânc mai foie gras. Da, foie gras, nu mai foie.
Mănânc și foie gras, dar nu mă disperă foie grasul. Încerc să nu mănânc noaptea, încerc să nu mănânc dulciuri, pentru că chiar nu am voie să mănânc dulciuri. Uite-te în ochii mei un pic, păi nu, încerc, încerci, spus, dar nu ți iese. Păi nu, de exemplu, mi-a adus o prietenă la mea, Aura, atâta e, o pungă imensă cu bomboane, dar cu alune. Dar nu ți-e prietenă, dacă ți-au statea bomboane, nu ți-e prietenă. Nu, știe că mănânc și am încercat să le împart. Și tot am mai rămas, cred că au mai rămas 2 kg. Atenție, 2 kg. Și în fiecare zi mănânc 4, 5, 6, 7. Eu nu am voie să mănânc niciun măcar un gram. Dar nu contează, asta este. Așa. Dar nu frigiderul e problema în care nu găsesc nimic. Problema este agitația aia de noapte pe care nimeni nu înțelege, crezând că botezatul poate avea pe oricine în pat. E bine, nu e așa. De ce nu poate avea botezatul pe oricine în pat? Pentru că, deși un pat mare, încăpător, în care se pot face multe, inclusiv că s-a tot vorbit și de orgii și așa mai departe, dar în care se poate face orice. Bine, nu trebuie să faci neapărat un pat orgie, poți să o faci și în living, pe canapea, adică nu e problemă. Da, și living, încăpător. În living chiar se pot face mega orgie. Dar... nu, că nu... E și cu vedere spre la cutăra. Nu, nu dar știu nimic. Dar de ce? Cine vrea să participe, e liber. Cine vrea să participe, da... Nu, vorbeam de public. Și acum dar să știi pe păi Instagram, nu, nu, deci, nu e problemă. Bine, noi doi nu este bine, noi trebuie să de avem ce? Reguli de CNA. Că dacă ne întâlnim, uite, trec 20 de minute, suntem oameni serioși și apoi dăm în altele. Asta e un podcast, putem vorbi orice, așa, nu? Așa, zi cu femeile sau deci, ceva în patul meu, nu? Ceva. Da, nu, altceva nu. Și repet, și ție pot să spun că tot timpul problema asta cu ceva cine ce în patul meu e o problemă națională. Da, pe mine mă interesează ce e în patul pe care eu mi-o asum și de care nu-mi pasă oricum. Dar mie îmi place cum o șoși tu. Că tu nu spui niciodată albă sau neagră, tot zice așa, da, credești ce vrei și femeie și bărbați, ce e mișto, adică... Dar stai puțin, nu era o întrebare. Nu era o întrebare. Dar e o întrebare pe care și-o pun, există pe buzele tuturor. Da, e botezatul bine sau... Botezatul poate fi orice vrea el, dacă vrea. Dar deocamdată este ceea ce vrea. Și deocamdată îmi place ceea ce mi-a plăcut întotdeauna. Și ceea ce îmi displace cel mai tare este că anumiți oameni, mai ales bărbați, frustrați și câteva femei pe care n-au pășit, n-au parcat în patul meu, încearcă să-mi anihileze un trecut glorios cu sute și sute de femei celebre. Pentru că, dintotdeauna, dar de când mă știu eu, am fost un om selectiv. Am fost atât de selectiv încât niciodată nu m-am uzat pe cineva care nu merita. Și atunci când am mers în pufuri, am luat cele mai frumoase femei. Le-ai luat tu sau au venit ele? Că eu... Bine, au fost pufuri în Germania în care au venit români și au zis pute să dar și acolo am făcut casting și am luat tot brazilienci și venezuelenci. Da. Dar am luat și româncă. Dar repet, chiar și acolo, pentru că aș fi bucurit să spun că n-am fost în puf. Na, nu ești bărbat dacă n-ai fost la o casă de... Cred că știu și cu cine ai fost. Că am fost cu niște oameni, dar am fost și cu băieți de care știi tu, dar am fost o dată, deschid o paranteză cu niște bărbați extrem de celebri la un test drive în Germania de mașini, sunt și imaginea unui brand de mașini și acești bărbați, poate cei mai, să zicem, cei mai celebri. Foarte influenți oameni, bărbați din România, mergând, au fost invitați la acest test drive și s-a zis, mergem la puf. Am zis, băieți, nu e bine, domnilor, că erau... Nu e bine să mergeți cu mine la puf, că nu e bine. Eu știam de ce. Că nu mai aveți. Au văzut. De ce? Pentru că erau plin de rămânce și... Anyway, a fost până la urmă, a fost foarte frumos. Am închis paranteza. Patul. Patul e o chestie intimă. În pat poți aduce pe cine vrei tu. Doar, ideea e doar că trebuie să te simți bine cu acea persoană. În pat poți face ce vrei tu cu acea persoană. Întrebarea mea e alta. Ideea este că în momentul... Cine doarme? Păi cu nimeni nu doarme. Ideea este că persoana care vine în patul tău și acum n-am să spun sexul, deși unul nu există. Deci nu există. Dar cine doarme? În momentul a venit, când este o chestie pasageră, aspirină, cum spun eu, a venit, s-a întâmplat acolo poate cea mai mare orgie și cele mai multe lucruri de nespus nimănui, pentru că asta e cu toții, poate că suntem, avem fantezii, suntem nebuni. A ieșit pe ușa aceea, nu s-a întâmplat nimic, poate uneori nici nu mai mă cunosc cu tine și this is it. Dacă vorbim de persoana care doarme în patul tău, care te ține în brațe, cu care vrei să fii forever, e altceva. Și aici intervine
durerea, problema. Aici e cu durerea. Aici e cu durere și tu știi foarte bine, pentru că nu mă ascund, nu sunt un bărbat fericit. Au fost momente de fericire în viața mea. Aș fi ipocrit să spun da, sunt fericit. Nu, joc foarte bine acest rol. Poate că sunt unul dintre cei mai buni actori în acest sens. Pentru că fericirea în viața mea este una pasageră. Sunt fericirea, iubirea, devin din ce în ce mai mult, toate cu trecerea anilor, nocțiuni de dicționar. Când ai dormit ultima dată cu cineva? În ianuarie? În ianuarie? Știi că a trecut aproape un an. Da, în ianuarie, da. Ok. Ești un tip și acum știi că nu bine, te nu se înțelege, m-am culcat. Ai dormit, da. Am dormit cu acea pasiune, am iubit cu acea, mă rog. Știi că nu te perii, că de obicei tot eu zic și ce da, nu trebuie să spun. Da, acum nu te perii. Pe lângă faptul că ești tu cum ești așa, plusii și vrei tu să te dai așa, că tu treci peste toate și le ai pe toate în frâu așa, este o mască pe care o port, să știu, o adopt și eu. Ești un tip foarte sensibil, empatic, cu o teamă de abandon, cu o teamă de respingere și foarte dornic de iubire. Da, abandon? Nu. Nu ți-e frică să fii abandonat? A, am fost abandonat și mi-am asumat. Deci trebuie să ne asumăm orice. Abandonul e o chestie, un lucru normal. Să fie normal. Nu e normal, nu ar trebui să se întâmple, dar se poate întâmpla și trebuie să ți-l asumi. Și eu am fost abandonat. Dar poate că am greșit. Niciodată nu ești abandonat dacă nu greșești. Niciodată cineva care contează, care te iubește, că de asta vorbim acum, nu te abandonează dacă nu greșești. Și sunt sigur că eu, dacă am fost abandonat și am fost, am greșit. Ce-i să-ți reproșezi? Din ce punct de vedere? Din punct de vedere a relațiilor. De ce crezi că nu ai pe cineva acum lângă tine? De ce n-ai reușit să ții o femeie lângă tine? Pentru că am început prost, adică în sensul bun al cuvântului. Am început prea bine. Am fost educat mult prea frumos de Dana. Dana Opșitaru, da, marea mea știu iubire. Da, știu cine. M-am iubit numai femei celebre și frumoase și pe dinăuntru și pe din afară. Deci am început prost, că dacă începem așa cu surogate, cu nechezol, cum se numea înainte cafeaua, poate că era bine, dar am început... Să ai pretenții din ce în ce da, mai din ce în ce mai mari. Ele m-au învățat să văd viața altfel, m-au învățat să prețuiesc femeia altfel, m-au învățat să iubesc altfel, să fac sex altfel. Da? Și atunci am devenit extrem, extrem de selectiv, de dur cu persoana pe care mi-o doresc pe lângă mine și superficial cu persoanele pe care sunt aspirine, trecătoare, cum spuneam mai devreme. Și atunci e greu. Acum e, v-am spus, anii își pun cuvântul și e greu să ai pe cineva pentru că vrei să te mint. Toate sunt interesate de ceva, sunt materialiste, nu știu ce vor. Crezi? Bine, vorbim de cele sub 30 de ani, că iar aș fi ipocrit să spun că place una. Iar mi-aduc aminte că mi-ai spus că am expirat de pe raft. Păi tu n-ai expirat. Tu ca vârstă ești expirată, da. Abia acceptat. Dar așa, ești pe raft. Dar, vezi tu, de ce vrei să spun acum că da, m-aș simți bine să fiu cu... Iubire condiționat. Cam asta ai vrea. Am fost la un bal, uite, deschid paranteze acum. Te rog, abia m-am întors. Avem timp, avem tot timpul din lume. Și așa mai departe. Doamne superbe, care cred că și-ar fi dat viața pentru mine. Pe care le apreciez, le stimez, le... Dar nu funcționează. Nu... Păi ce nu mai, Cătălin? Trebuie să ai ficat. Asta se numește. Trebuie să ai ficat. Dacă aveam ficat, cum au mulți băieți din ziua de astăzi și bravo lor, păi acum știi cum e cu bancul ăla, cu New York-ul, nu? Ăla e New York-ul, păi era al meu dacă eram sau aveam ficat. N-am ficat. Dacă aveam ficat, probabil că așa, milionul și seara. Ai zis de milion. Este Cătălin botezat un milionar în euro, desigur? Întreb pentru o prietenă. Nu știu dacă, da, sunt pentru 30 de ani. Bă, sunt 30. Să dea căutare avere Cătălin botezat și de... Nu, cred că eu nu... Nu-mi place să mă laud. Știi, sunt foarte mulți, uite, și prieteni comun cred că avem care se laudă cu mică, sunt milionari și au datorii și așa mai departe. Dar nu asta contează. Bă, ce faci cu banii? Ai văzut în perioada asta, cred că este perioada cea mai tristă pentru oameni și cea mai dată exemplu în care oameni cu bani, miliardari, milionari, nu pot face nimic în fața morții, în fața problemelor de sănătate. Tocmai am avut un caz concret.
Am avut un caz concret, pe urmă avem cazul acestei pandemii, care indiferent, a fost și cazul meu cu operațiile, când am avut 5 operații, puteam să plătesc milioane și milioane de euro dacă nu m-a ajutat Dumnezeu și nu m-a ajutat niște medici. Deci eu zic că pur ce să faci cu atâția bani? Că dacă e să mor, poți să mor și acum, dacă e să mor, mor și la 80-90 de ani și tot mai rămân bani. Banii aia, în niciun caz, vreodată, vreodată n-am să-i las, eu știu, copiilor, familiei încetat, că părinții mei n-au nevoie de bani și ei au bani și știi cum e, nu se pune problema, Doamne ferește să pleci dintre Doamne, cei vinainte. Dar părinții mei sunt asigurați, banii trebuiesc cheltuiți. Ce ai cumpărat? Eu după ce m-am operat, scuză-mă, țineți ideea, după ce m-am operat mi-am dat seama că trebuie să-mi trăiesc clipa la maxim, trebuie să nu-mi refuz nicio plăcere de niciun fel, să nu-mi pese de nimeni, în sensul vorbind de bârfelor. Că în rest îmi pasă de oameni foarte tare și cu asta basta, pentru că se poate întâmpla oricând să nu mai există. Uite-te la mine, de când te-ai operat muncești într-una, când te bucuri? Păi da, asta e o bucurie. De când m-am operat, după ce am făcut o pauză, am avut poate cele mai mari satisfacții ale vieții mele. Bine, e firesc trecerea timpului să în carieră să înainteze. Adică în toate direcțiile, deși a fost pandemie, eu am avut satisfacție extraordinară. A fost mereu plecat, da, într-adevăr. Atât în țară, cât și peste hotare și în afaceri, nu în toate direcțiile, în toate afacerile pe care le dezvolt. Prezentări peste prezentări pe care nimeni nu cred că... Nu le-a mai făcut nimeni, clar. Nu cred că le poate egala, asta este clar, pentru că știi de ce se întâmplă, indiferent că ai bani sau nu, trebuie să muncești foarte mult, trebuie să te dedici și să te sacrifici. Nu știu dacă există colegi de mei care ar putea să sacrifice tot pentru asta, pentru că au familie, au copii și atunci asta contează, la ei atârnă. Dacă la mine n-am așa ceva în balanță, balanța înclină către profesie. Ce ai cumpăra? Nu o să spun cu toți banii pe care ai, pentru că eu consider că ești milionar măcar în oameni, în sufletele oamenilor, cu 1 milion de euro. Cu 1 milion de euro? Ai renunțat. Pentru ce ai renunțat la 1 milion? Cu 1 milion de euro, aș pune persoane iubite să-și aleagă un cadou. Și dacă n-ai o persoană iubită, ai fi tentat să cumperi dragostea? De ce nu? Orice este de vânzare. Am să spun și de ce. Am să dau un exemplu. Sunt foarte multe femei, chiar și în anturajul meu au fost, acum nu mai sunt, s-au schimbat, care inițial s-au combinat cu bărbați cu bani, în vârstă, urâți, da? Doar pentru banii lor. În timp, pentru că acei bărbați cu bani, urâți, bătrâni, s-au purtat impecabil cu ele, au început să iubesc. Și au început să spună. Întâlnindu-mă cu ele, îmi spuneau, îl iubesc atât de tare pe Arthur, să zicem. Și am zis, cum? Îl iubești pe Arthur? Când tu te-ai măritat pentru bani, nu știu, îmi spuneai că abia vrei să... Nu! Ai să râzi. Niciun puțulache de ăsta, scuză-mă, de 25-30 de ani nu mă oferă atâta protecție, atâta dragoste, atâta... Zic, nu mă simt mai bine cu niciun alt băiat cu care am fost decât mă simt cu acest om care îmi oferă tot, nu banii lui. Simt că mă iubește din toți rărunchii, simt că mă apreciază, că mă respectă, ceea ce... Femei ușoare, vorbim de femei ușoare, care au fost femei ușoare. Nu mai simt acea femeie ușoară, mă simt femeie. Ei bine, vezi, cu bani poți cumpăra ceva și poți schimba orice. Mă întoiesc că pasiunea poate fi cumpărată cu bani, că te limbotezat. Pasiunea? Aici. Dacă știi să cumperi produsul, apoi poți să-l și modelezi. Dacă știi, eu cred că pot să fac asta. Eu nu vreau să manipulez oamenii, dar dacă vreau cu adevărat ceva, da, pot manipula. Îmi doresc ceva cu ardoare, trebuie să am acel ceva. Dar poți cumpăra. Poți cumpăra fericirea și dragostea cu bani. La început nu, dar pe urmă, da. S-a vorbit foarte mult despre relația ta cu Bianca Drăgușanu. Eu mă întreb și astăzi, de ce n-ai rămas cu Bianca, că erați amândoi pasionali, nebuni, vă potriveați? Bianca este creația mea și ea știe asta și mie îmi place să vorbesc despre ea, să-mi aduc aminte despre ea, deși lumea, iar o să
mă comenteze și iar o să am hate, bine, iar nu-mi pasă. Bianca a fost privită tot timpul printr-o optică greșită. La momentul acela, dacă ea și-a făcut o operație și a mărit puțin buzele sau sânii, Bianca a făcut și adres. Și acum cum sunt? Toate sunt la fel. Ia 20 de fete pe stradă, că zici că a intrat într-un magazin cu păpuși gonflabile. Toate la fel. Deci, care e problema? Mi-aduc aminte, era acuzată că și-a scos coastă, săraca. Nu și-a scos nicio coastă. Asta e. Stă la sală ore întregi, face... Nu știu, eu am cunoscut-o altfel de Bianca, am iubit-o alt fel de femeie. E firesc să-și facă operații, orice femeie care își permite și care dorește să fie perfectă, își face operații. Nu cred că trebuie atât de mult taxată, pentru că la urma urmei a devenit o mamă ok, cu un copil ok, de care are grijă. A demonstrat că nu este doar o simplă asistentă prostuță, ci din contră o asistentă de televiziune care și-a făcut o casă de modă, care vinde, care îmi spuneam la un moment dat, o să vezi că o să scal pe urme și nu știu ce. Nici eu n-am crezut, deși credeam în ea foarte mult, dar nici eu n-am crezut că o să ajungă să facă asta și face. Da, este, tot sunt mulți care o hulesc și spun, nu m-aș duce cu Bianca, pe bune, hai, lăsați-mă. Știi, cum are și asta, cu vulpea, cu slugurii. Exact, hai, nu, sau tot felul de bărbați, vai, aia, care e toată umflată, hai mă, că e coadă. Și dacă v-ar face așa, uite, ați fi ca papii ăla, uite așa și dați din coadă ca Duracell-ul. Hai, știi ce m-am întrebat ipocrizia. Eu? Dacă Bianca își dorea copil atunci, și ai făcut un copil cu ea, nu-și dorea? Nu. Ai făcut un copil cu Bianca Drăgușanu? Da, și aș face și acum. Uite, nu știu dacă sunt multe femei cu care aș face un copil. Dar aș face. De ce? E frumoasă. Sunt sigur că are și un copil frumos. Nu știu acum cine ar avea grijă de el, cam unde suntem ocupați. Nu, atunci era foarte tânăr. Era la începuturile carierei sale. Și nu, eu nici n-aș vrea să distrug o fată de 18, 19, 20 de ani cu un copil. Da, un copil îl faci după 30 de ani, ca vorbind de vederea unei femei, pentru că nu ai de ce să o distrugi din prima, hați, pui un copil în brațe să stea acolo în brațe, să-l alăpteze. Oricum, asta mi se pare nou coment. Să-l alăpteze și să-i distrugi viața. Nu, las-o să-și facă o carieră, să vezi ce vrea, să se regăsească într-un job și urmă vorbim de copil. Câți copii ai tu? Nici eu nu știu. Altă întrebare. Nu vrei să mă așez pe asta, nu? Nu. Atunci o să te întreb altfel. De ce fugi mereu în luna decembrie din țară? Sau de cine fuge către din botezat? Din an. Nu fug de nimeni, fug de mine. De multe ori fug de mine. Fugi de sărbători, așa fug cum de sunt sărbători, ele tradiționale? Sunt un grinch și de sărbători, și de Paște, și de Crăciun. Sunt groaznice. Pentru că am avut parte de sărbători foarte frumoase, începând cu cele din copilărie, pornind apoi sfârșind cu cele alături de femeile pe care le-am iubit și în ultima perioadă nu mai sunt aceste sărbători. Și atunci ori fug din țară, cum spui tu, ori fac sărbătorile alături de prieteni, gașca mea de prieteni. Da, știu, unde, la munte, unde te retrași. În care încerc tot timpul să mă gândesc că știu, e Crăciunul, e doar o zi, e doar o zi, e doar o zi, gata, scap. Și a doua zi, o zi, normal. Urăști Crăciunul? Poftim? Urăști Crăciunul? Da și nu. Dacă voi găsi persoana cu care să-l petrec așa cum îmi doresc, îl voi iubi din nou. Crezi că mai există posibilitatea ca într-o zi de Crăciun Cătălin Botezatu să posteze pe Instagram o poză de familie? Nu. Nu? Nu. O poză de familie, nu. Este mint? Nu. Nu te mai găsesc. Nu te mai, Doamne, uite ce se rasc pe gură. Nu vrei să te căsătorești niciodată? Nu. Să spunem că ai vrea să o faci. Cum ar fi arăta nunta ta? M-am gândit la asta. Chiar acum o lună. Povestește. Dar de ce? Ai zis chiar acum o lună. De ce acum o lună? Cum ți-a venit gândul? Zi așa, nu, mă gândeam la o persoană. Bine, o persoană extrem de specială, pe care nici vântul, nici pământul nu o bune, pentru că nu e aici. Dar dacă ar fi să fac o nuntă, aș închiria un avion, mi-aș invita toți prietenii, mă rog,
oamenii dragi mie, într-o insulă, ar fi o nuntă pe o insulă, pe o plajă. Vrei să spune și decorul tot? Da, vreau să-mi povestești, uite, mă, sunt fascinat. În care, cred că ar fi greu de realizat, dar cu bani cred că se poate orice. În care, efectiv, pe acea plajă, pe sub palmier, ar putea fi montate zeci de candelabre din cristal, care să curgă așa de undeva da. De Da, de tu sus. Continuă, eu îmi imaginez. Da, cu o podea din oglindă, cu mese din cristal, pline cu flori și cu ghirlande, prin tot acest cadru exotic, da? Cu oceanul undeva în spate. Oceanul, bineînțeles, luminat seara, mai ales de reflectoare. Cu un far verde. Poftim? Cu un far verde. Da, cu un far verde. Cu orchestra pusă undeva așa sus în trepte, îmbrăcată extrem, extrem de elegant, cu un dress code a la Marele Gatsby. Și acesta ar fi numai. De aceea am spus de farul verde. Da. Cum ar fi îmbrăcată mireasa? Sau ce creator ar purta? Uite, dacă vrei te întreb așa. Ce creator și-ar dori ea? Păi mă gândesc că te-ar dori pe tine dacă te-a de bărbat. Nu. De ce? Orice mireasa se visează într-un anume... Fac rochii de mireasă și știu asta într-un anume model de mireasă de la cine știe ce creator. Orice creator. Ok, să spunem că avem o doamnă, o domnișoară, o femeie care oricum, se uită la acest podcast. Mi-aș dori să aibă aceleași gusturi ca și mine la rochia de mireasă. Adică cum i-aș face eu să aibă o trenă imensă, lungă, cu un voal din acela princiar, care să renunțe la un moment dat la el. Și, în rest, nu știu, cu multe briliante, mi se pare că femeia îmbrăcată în briliante este o femeie specială. Pe principiu, toate diamantele. Toate diamantele, da. Și mai departe nu contează. Să presupunem acum. Atenție, am pus pe florul podeaua. Ai pus, am văzut din oglindă. Din oglindă, ca să nu se spună că doamnele vor merge prin nisip cu tocul. Asta că le odată. Cu tocul, da. Mai ești un alt avantaj cu de oglindă jos. Da. Să spunem că acum, că tot încerc să-mi duc ideea la capăt, să spunem că o doamnă vrea să-ți împărtășească visul. Și cumva vrea să te cumpere. Are preț că te limbotezați? Să mă cumpere cineva? Să te cumpere, adică să te ducă ea pe insulă. Ai un preț? Nu, dar vreau să pornesc licitația, să știi. Nu, dar să știi că cine spune n-am un preț, eu pot să vă spun că totul are un preț. Care este prețul tău? Nu întâmplător a fost făcut filmul acela cu... prețul corect? Nu, cu... Da, cred că așa s-a numit, cu $1,000,000. Nu, am crezut că te referi la nașul să-i face ofertă nerecuzată. Propunere indecentă? Da. Uite, știu băieții. Da, deci nu întâmplător a fost. Totul este de vânzare. Absolut totul e de vânzare. Hai că tu ai un talent așa, mă duci până în jur. Și care e prețul? Prețul meu, corect? Da. Pentru un mariaj? Da. Pentru nuntă doar, că după aceea nu păi te mai nu, prinde nimeni. Păi nu, nu, ți-asumi și acel mariaj. Bine, nu fie acum vreo urâtă, vreo... Bine, să fie și o frumoasă. Să zici, prețul corect, să aibă mult mai mult decât mine și... Acum nu cu mult mai bine, mult, că tu ai foarte mult. Atunci vom crește și cum să spun, decorațiunile și toate cele pentru... Nu știu, probabil că prețul corect pentru a mă căsători cu cineva... Asta vreau să știu. Oricum ar arăta... Bine, acum nu mă rog. Hai să zicem că ești și frumușică, să zicem așa, că nu... Frumușică de la 60 de ani în sus cu mulți bani, ar fi de la 300 de milioane de euro în sus. Și acum a căzut visul femeilor, e făcut 300 milioane de euro? Îi se pare o sumă mare? Nu încercam să-mi dau seama câte milioane. Stai puțin, mă vând. Mi-am vândut sufletul. Mi-am vândut inima. Nu știu dacă încerc îți poate cumpăra inima. Încerc să joc într-un film prost. Da. Nu știu, poate că se va transforma, așa cum vorbeam mai devreme, într-un film frumos. Dar deocamdată mi-am vândut sufletul diavolului. Și atunci, dacă tot face asta, ipotetic, pentru că totul este ipotetic, acesta ar fi prețul corect. 300 milioane de euro. Asta e, doamnelor, punem la pușculiță, strângem bani. Poate. Da, dar cine știe, poate că dau peste o altă comoară în mine, nu? Au fost foarte multe doamne care au oferit, nu sume atât de mari, dar... Doamne, știu eu, aproape doamnă, de milion, știu eu, doar, ca să, doar ca să le acompaniez în anumite situații și nu am refuzat. Tu știi mai multe, nu? Ai avut cu mine într-o adresație acum. Da.
300 de milioane strânge la pușcuță, deci stai că m-am șocat cu suma. Te așteptai la mai puțin? M-am așteptat numai puțin, un pic așa, am zis că poate, poate. Păi jumătate. Glumesc, da, nu, glumesc, da, glumesc, nu, glumesc, nu, glumesc, nu, are jumătate, nu, nu, dar, nu, dar, nu, 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 da. Cătălin, de ce ai renunțat la Bravo iStyle? Ai renunțat sau ai fost trădat? Se aud așa vorbe în piață. Dacă aș mai fi rămas la Bravo iStyle, n-aș mai fi făcut atâtea lucruri minunate acum. N-aș mai fi avut cum să fac atâtea prezentări, să plec când vreau eu, unde vreau eu, cum vreau eu, să fac ceea ce vreau eu. Cel mai greu este că nu poți fi manipulat când ești puternic. Cătălin Botezatu este un om puternic. Este un om care nu poate fi manipulat. Este un om care și-a creat singur imaginea. Este un om care, dacă vine într-o televiziune, vine cu propria imagine construită de el în timp, cu muncă multă, cu bani mulți. Nu, eu nu aparțin unei televiziuni, nu sunt produsul unei televiziuni și atunci poate că pot face uneori ce vreau. Este un proiect extraordinar în care m-am simțit extraordinar de bine. A fost foarte frumos, deși uneori au fost momente așa mai tensionate vis-a-vis de cea mai extraordinară producătoare pe care eu am întâlnit-o, Serap, pe care o iubesc și o ador și este extrem de profesionistă. Bine, mai am un producător, Vlad Sterescu, a greșit el cu mine, cu care am făcut Next Top Modelul, dar am lucrat cu foarte mulți, dar cel puțin aceștia mi-au rămas la inimă, poate că pentru unii nu sunt așa. Dar știi contează. Că Serap, după ce ai plecat, tu a plecat și ea de la Bravo? Da, 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 a început niște proiecte, mult mai multe proiecte. Pe online. De online, foarte frumoase și de succes. Asta spun, nu cred că aș mai avea avut timp. Cineva îmi spunea acolo că sunt prea bun. Sunt prea, mult prea profesionist. Și repet, iar eu îmi spun că nu pot fi manipulat. Cred că asta a fost cea mai mare problemă. Nu știu ce să zic. Bravo iStyle, știi cum e, totul continuă. Este o emisiune care continuă. Multă lume mă întreabă de ce nu mai ești acolo. Sute, mii de mesaje, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine. Dar și în comentarii se vede. Sunt dacă comentarii te care spun de ce nu mai ești acolo. Vreau, te regretă, te regret, nu mă mai uit pentru că nu mai ești tu. Știi cum e, dacă cineva pleacă, imediat poate fi înlocuit de altcineva, mai bun sau mai puțin bun și mai departe. Viața merge înainte. Nu știu ce să zic. Poate vor fi negocieri, poate nu, poate mă voi întoarce. Dacă voi vă doriți asta, n-aveți decât să spuneți și lor de la Bravo. La Bravo, da. Scrieți la canal D. Scrieți la canal D. Cert este că în perioada asta n-aș fi reușit să fac atâtea proiecte minunate. Nu au fost probleme neapărat legate de sănătate, pentru că, slavă Domnului, chiar am venit de la control de la turci. Am fost cu bună mea prietenă, cu Eva. Și iar e îngerul meu păzitor, ce să mai... Dar dacă nu n-aș fi ea, poate că știm cu toții, a fost și la mine în emisiune, da, Eva. Adică ea, poate că n-aș fi existat și... Și acum are și Eva un merit. Vai, să-l suporți pe Cătălin. Când e greu, are, da, deci nu, nu, când ești tu anxios... Și mai ales că după ce am ieșit de operație, nu s-o strâng decât pe ea, săraca. Dar de ce pe ea? Și pe ea și pe... cum o cheamă, Indira. Pe Indira? Pentru că, am făcut o paranteză, după ce am ieșit din operația aceea grea, m-am trezit cu niște cabluri pe gât, eu nu suport nimic. Dacă simt ceva în gât, în gură, mă sufoc, la propriu. Și l-am spus înainte de operație. Am zis pe toți turci, da? Și înainte de operație mi-am spus, nu, într-o cețelea cam să mă sufoc. Și m-am trezit, ele erau acolo sărace la reanimare sau cum se cheamă, la ATI, pe geamul ăla, și am simțit cablurile și am tras de ele. N-am știut că unul din cabluri o ținea operația. Toți băteau în geam, nu, stai să vină doctorul. Eva era și cu Indira erau cele mai... Nu, scoate-le. Și auzeam. Mi l-au scos până la urmă și... Deci îți dai seama, un om operat care abia putea să vorbească, am urlat la... O să vin să vă sufoc pe amândouă. Nu cred. După care, da, unul din asistenții mei care, da, că a fost multă lume acolo, care mă veghea, că efectiv era ca la un privechi, putea să mi se întâmple orice, le-a făcut o poză amândouă, stând pe trotuar, spitalul Eliv, așa în față, și se gândeau așa, nebună asta o să ne omoare pe amândouă. Dar știi că au prins amândouă frica ta după Da, sunt minunate. Da, și Eva a avut să-mi grijă de mine și are în continuare. Am fost la doctor, nu știu ce vreau să spun cu doctorul, că
Ce am făcut, deschis paranteză. Nu mai știu, că așa facem mereu. Deschidem paranteze ideea peste paranteze și nu terminăm niciodată. Da. Ideea este că după aceste controle, m-am simțit bine, deci... Probleme cu oboseala, da, asta spuneai, că nu mai ai probleme. Nu asta era problema și când eram la Bravo și cum se întâmplă și cu ceilalți jurați, mai vine salvarea, mai iei o pastiluță, mai... Deci nu vreți să știți, se enervează botezatul, Bravo, haos, două ore, pauză... Nu, chiar mă enervez pe bune, deci cine nu înțelege formatul Bravo iStyle este unul real. Este iar real eu tot ce ați văzut pătimaș, acolo clar. A fost real, am fost pătimaș, nu mi-a spus nimeni ce să fac, nu-mi spune nimeni ce să fac dinainte sau după. Sunt asumat, mi-asum tot ce se întâmplă. Am că venea salvarea la două săptămâni și într-o emisiune. Dar, repet, da, cel mai mare câștig a fost că am putut să fac aceste lucruri. Dar never say never. Dacă se dorește să fiu din nou acolo, am să mă gândesc și da. De ce nu? Mai dat. Of, Cătălin, stai un pic că mi-am pierdut toate ideile. Vreau să zic cu totul așa, gata, știu. Nu, o să aminte de India cum făcea. Nu știu aminte de ce vrei tu. Păi, văd ca proastă, ce aminte îți imaginezi. Ai vrut să te sinucizi de mai multe ori, ai spus chiar tu. M-am uitat la toate podcasturile cu tine, toate emisiunile. Am zis, mamă, cel mai întreb pe Cătălin, că zic, e și așa, ai vrea, că ne cunoaștem și cam bine. Nu știu, eu am vrut să încep cu tine, că tu ești la sufletul meu și dacă nu începeam cu tine, n-aveam cu cine. Zic, cel mai întreb, că l-a întrebat toată lumea de toate. Ai vrut de multe ori să te sinucizi, dar... Când, în ziua în care ți-ai aflat diagnosticul, și mi-aduc aminte, nu știu dacă era chiar în ziua aia, dar după, când ai aflat că ai cancer, la cuvântul ăsta, cred că ceva te-a făcut să te răzgândești pentru toate dățile în care ai încercat. Da, în momentul în care afli că ai o astfel de boală, îți dai seama cât de incult ești și cât de... lipsit de inteligență când vrei să iei o astfel de decizie legată de suicid. Când ți-au spus că ai, ce ai? Cum ai reacționat la prima vorbă? Am fost foarte... mi-aduc aminte că eram în spital, în România, pentru că atunci au descoperit acea tumoră și singurul lucru pe care am stat, cred că 10 secunde pe gânduri, nu m-am gândit aoleu, ce se poate face? E ceva de făcut? Și atât. Mi s-a spus ce se poate face în România, ce nu se poate face în România, ce se poate face. Am luat hotărârea rapid, am mai făcut o operație din nefericire în România, a doua zi, pentru că asta e, se mai întâmplă și în România. După care am plecat urgent la Turci, unde am avut cu succes restul de operații și datorită cărora acum există, trăiesc și datorită celor care m-au operat și pe care m-au tratat în cele două spitaluri, aș putea spune că sunt zeci de români care trăiesc. Pentru că mă mândresc cu asta și pot spune că după experiențele mele triste, aceste experiențe au fost niște exemple pentru oameni care nu mai aveau șansă, care li se dădeau diagnostice finale urâte. E bine, toți oamenii ăștia m-au sunat, mi-au scris, i-am direcționat către cele două spitale, au ajuns pe mâinile acestor consilieri internaționali medicali, au ajuns în aceste spitale, s-au operat, iar acum trăiesc bine, mersi, au scăpat de cancere, de tot felul de boli care în România nu s-ar fi putut trata. Și repet, să nu se înțeleagă greșit, nu pentru că nu avem medici, avem niște medici extraordinari, dar nu avem sistem, nu avem aparatură, nu avem spitale safe. Te duci într-un spital, te operează, ai fost salvat, dar cine știe ce microb. Asta e problema. Spitalele din Turcia, pentru că am fost și în alte spitale, să știu, am fost în Italia. Jale, o mizerie groaznică și era Italia. În Turcia arată ca un hotel de 700, și o să o spun tot timpul. Să înțeleg că după ultima ta pățanie, să-i spunem așa, că nu-mi place să o numesc, o am numit-o mai devreme, nu te mai gândi niciodată să te sinucizi, nu? Nu. Bine că ai dat răspunsul ăsta. Nu, pot niciodată. Pot să nu răspund noaptea la telefon, să stau cu grijă. Nu, pentru că... acum o să zic că lumea a luat-o pe calea bisericii, eram și înainte. Dar viața ți-a dat-o Dumnezeu. Nu, El ți-o poate lua când își dorește. Nu, n-ai dreptul să-ți o iei tu. Nu. Fetii, ai 51 pic de ani. Spune, lasă, 55, că nu mă jenez. 51 pic, așa îmi place mie, da, să-ți spun. Mă rog. Cum te vezi la 70? Și mai ales unde și cu cine?
Tu cred că știi răspunsul. Eu știu răspunsul, da. Cu cine nu știu, nici eu. Da. Unde știu nici clar, eu nu știu unde mi-aș dori foarte tare, într-o insulă. Hai, dă-i și numele acum, că nu e mare. În Bali. Așa. Nu pot să spun prea multe. În Bali, într-un hotel pe plajă, în care efectiv dimineața să mă trezesc, să fac cafele celor care eu au micul dejun pe plajă, nici măcar ca acei clienți să-și dea seama cine sunt, să le și, să-i și servesc, pentru că nu-mi doresc ca, eu știu, chelnerii, picurile, cei care lucrează acolo să fie îmbrăcați în uniforme din contul, să fie foarte shorturi și așa mai departe. Să fiu confundat poate cu vreun chelner sau picăr, mai boșoroc, dar asta este, care să le ducă o cafeluță, care să stea, să întrețină, să vorbească cu ei, să-i întrebe ce le place, ce nu le place, să le recomande ceva pe insulă, unde să meargă, la ce templu să meargă, pentru că vezi cum faci, faci și vrei să fii înconjurat non-stop, ți-ai găsit oameni, și da. Dar totuși n-aș vrea să fiu singur, doar cu acești oameni, cu acești turiști, pentru că, bine, cine știe, e greu să ai prieteni și să iei lângă tine. E foarte greu și eu nu cred. Câți prieteni adevărați ai? Și cum îți dai tu seama că sunt adevărați? Cum i-ai testat? Nu știu, nu mai îmi dau seama dacă am prieteni adevărați. Nu-mi place că nu-mi răspuns la întrebări. Zi, câți prieteni adevărați ai? O să-ți întrebe până să spui, știi, nu? Să zicem că sunt. Vip, Cleo, Joshua... La Luca sunt oameni care sunt prietena. Nu știu. E foarte greu. Anul trecut am făcut așa un recensământ și am fost foarte supărat și am zis n-am niciun prieten. Și, pentru că m-am certat rând pe rând cu fiecare dintre ei. Acum fie mai puțin cu Joshua, cu care nu mă pot certa niciodată, pentru că ori de câte ori mă duc chitit să mă cer cu el, mă întoarce din vorbe, ceea ce e nervant. Mă, italianul, tot italianul, are farmecul lui. Dar în rest e foarte delicat, nu știu. Femeile sunt capricioase. Acum fie vorba între noi, spun așa că nici tu nu ești foarte... Și tu ești dificil, adică... Eu? Da. De ce? Pentru că tu ca prieten mănânci foarte mult timp, vrei mereu toată atenția. Nu? Wrong. Eu mie mi-e jenă să-mi deranjez prietenii și să... Le spun, cel puțin în ultima perioadă, să le spun problemele pe care le am, pentru că îmi dau seama că au și viețile lor, au problemele lor personale și nu. Păi da, ți-e jenă. Dar nu mai suntem unora care ne pasă, care îți mai dă câte un mesaj. Da, dar nu poți să te, nu poți să te sun la 12 minute să-ți povestesc o oră niște stâmpenii și ție să-ți fie somn. Pentru că și mie, de exemplu, mi se întâmplă asta când adorm, ascultând pe cineva la 1-2 noapte, dar ascult și știu și atunci eu nu vreau să fiu în postura asta. Și sau nici măcar n-am nevoie de... Știu, pay attention sau de, să zică lumea, vai, sărac. Îți testezi prietenii? Îți testezi prietenii? Tot timpul îmi testez prietenii și tot timpul rămân, dar tot timpul rămân cu un gust amar. Te-au dezamăgit? Toți. Și Raluca Bădulescu? Toți. Ok. Ai să spui mai multe? Că ești așa foarte categoric și mi-e frică de tine când ești așa. Nu, pentru că toți greșim. Nu, dar de ce? Credeți că Raluca nu greșește? A greșit Raluca? Ce a făcut Măricina? Dar Raluca nu-i Dumnezeu. Doar Dumnezeu nu greșește cu noi. Toți greșim unul față de celălalt. Toți avem momente în care ne supărăm. Da, Raluca m-a dezamăgit. Am discutat cu ea. Am înțeles punctul ei de vedere. Am încercat și încerc să o iubesc așa cum e ea. Pentru că eu unul mă supăr, explodez, nu sunt fățarnic și explodez, îți spun în față ce am de spus, încerc să te înțeleg și te iubesc în continuare la fel, pentru că nu pot să arunc la gune niște sentimente în care eu am investit sentimente în tine. Dar vei fi la fel când te întâlnești cu ea? Nu. Ai... Nu o să mai fiu. Nu cu ea, în general cu oameni. În general cu oameni. Dar aici nu vorbim doar de Raluca. I-am testat, m-au dezamăgit. Am discutat, am pus la punct niște lucruri, îi iubesc în continuare, dar nu voi fi la fel. Realizez pe zi ce trece că asta e, vezi când te apropii de bătrânețe și de punctul final, că exact cum se spune, te naști singur
Și mor singur. Și învingător ești întotdeauna. Și contez doar pe tine. Și norocul meu este că eu am făcut niște lucruri, îmi pot permite niște lucruri și atunci, dacă e ceva, nu e nevoie să apelez la prea multă lume. Și mai am un prieten foarte bun. Uite, pe el e chiar bun și e chiar bun. Și chiar nu m-a dezamăgit. Mă dezamăgește așa, din alte puncte de vedere, yes. Dar țin foarte mult la el. Ionuț. Ionuț, partenerul tău. Da. El e un copil. Copil, mă rog, așa îi spune copil, că e cel mai bine din toată gașca. Și îl iubesc pentru că vrea să fac atât de mult. Mă văd pe mine în tinerețe. Îl susțin pentru că văd cât de mult îți dorește să ajungă sus. Văd cât de mult se sacrifică. Văd că își sacrifică viața personală. Văd că își sacrifică timpul, banii, tot. El e un băiat extraordinar. Face altfel de greșeli. Dar pe el chiar îl apreciez foarte tare. Foarte tare. Nu pot spune că m-a dezamăgit, deși lui nu-i spun asta în față. Îl critic tot timpul. Sper să nu vadă asta și o să ascund acest podcast. Dar chiar îl apreciez. Și culmea e că el e sosit în anturajul, în viața mea, în ultimii ani, în ultimii 10 ani. Pentru că, na, vorbim de acum de 10 de ani. Pe Creu, pe Raluca, pe Giușo, îi cunosc de 20, 25 de ani, 30 de ani. Dar da, la el țin din punctul ăsta de vedere foarte mult. Cătălin, dacă l-ai avea în față pe Cătălin Botezatu, la 20 de ani, un motiv pentru care ai mulțumit și un reproș, te rog. Un reproș? Păi n-am ce reproș să-i fac la 20 de ani, pentru că e la început de viață. Nu ești decât sfat, doar ești da sfaturi. Ce-ți regreți că ai făcut la 20? Este altfel. Ce-mi place cu tine, că uite așa mă învârși și ajungi tot unde vrei tu. Păi la 20 de ani nu poți avea prea multe regrete. Doar că regret că n-am făcut compromisuri. Ce vrei? Nu pot să fiu ipocrit. Puteam să fac niște compromisuri care acum... Și crezi că ți-au fericire? Erai mai fericit acum dacă le făceai? Erau câteva la până în 25-30 de ani care m-ar fi făcut fericit. De exemplu, relație cu o femeie din Statele Unite, o prostie, o declarație pe care am făcut-o înainte de a asculta declarația ei, cum ar veni în conversație, da, înainte de a lăsa pe ea să spună ce are de spus, da, sunt lucruri care le regret. Și ți-am zis, n-am făcut compromisul și poate că dacă stau să mă gândesc acum, nu sunt ipocrit, trebuia să le fac. Și pentru ce ți-ai mulțumit? Mi-aș mulțumi că n-am făcut compromisurile atunci. Nu mai înțeleg nimic! Și pentru că sunt un om puternic și pentru că m-am autoeducat în felul ăsta și pentru că mi-aș mulțumi că am rămas integru. Îmi pot mândri cu integritatea mea, cu moralitatea mea, indiferent ce s-ar spune de ea, indiferent că lumea acum spune Botezatul ipocrit, nu recunoaște că este bi sau nu, nu asta contează. Moralitatea mea este una desăvârșită. Sunt impecabil din toate punctele de vedere. Am făcut lucruri cu care mă mândresc. Am făcut acte caritabile. Am salvat vieți. Am construit la propriu case. Am făcut oameni fericiți. Am îmbrăcat oameni care s-au mândrit și s-au simțit bine în hainele mele, și femei și bărbați. Am adus, eu știu, sute, că sunt sute de premii acestei țări. Am făcut ca România să se mândrească cu un om ca mine. Am un aport extraordinar în ceea ce înseamnă persoana Cătălin Botezatu. Și asta înseamnă mult pentru mine. Nu știu dacă pentru societate înseamnă ceva. Credem că ești ezaurul național, eu așa te-am numit. Dar am făcut lucruri pe care alții nu le-ar face și pe care, repet, alții au foarte mulți bani și nu fac nimic cu banii aia, nu investesc, îi țin la salteluță. Nu. Eu i-am cheltuit în această direcție, nu pentru mine. Nici mașini, deși am și foarte multe mașini și știu că și asta vreau să mă întreb. Doamne, câte ani să te întreb, mi-am dat seama. Dar nu, astea sunt. Investițiile mele au fost în oameni, în imagine, în ceea ce las după mine, pentru că mi-am dorit foarte tare să se vorbească și după, indiferent când este acel după. Crezi că se va mai naște un Cătălin Botezatu? Mi-aș dori să se nască un Cătălin Botezatu, nu vreau să fiu unic. Dar crezi că într-o lume, într-o societate
Nu, acum nu, pentru că tot ceea ce se naște sau s-a născut, vorbim de cei de între 18 și 30 de ani, nu își doresc foarte mult să muncească, își doresc să parvină extraordinar de repede, să ajungă undeva sus fără prea multă muncă. Ori așa ceva nu se poate. Nu poți să ajungi Cătălin Bozatu fără să faci un sacrificii chiar supreme. Dacă ar fi să renunți la tot ce ai făcut ca să fii fericit în dragoste, ai face? Am mai spus asta, dar acum. Mă gândeam, poate te-ai răzgândit că Nu m-am răzgândit. Dar nu am cu cine să facă. E un pact cu diavolul asta. În niciun caz nu e cu Dumnezeu. Adică dacă tu acum îmi spui... Să renunți la faimă și să fii anonim, dar fericit. Persoana X și tu îmi dai tot, dar să știu că tu ești persoana pozitivă, pentru că știi cum e. Diavolul uneori îmbracă și forma aia pozitivă. Bună poate și fi, forma aia, e ca poate zahărul, poate să fie și sare. Poate să fie exact, poate să fie de fapt... Dacă eu aș ști că într-adevăr aș face acel pact cu Dumnezeu și Dumnezeu mi-ar oferi șansa să fiu fericit cu persoana pe care mi-o doresc în contrapartidă cu tot ce am, da. Nu mă așteptam la asta. De ce? Ce poate fi mai frumos decât să fii fericit? La ce îți folosește că mănânci foie gras dacă ești nefericit sau stai la Hotel de Paris sau stai la Four Seasons sau stai la, nu știu, oriunde vrei tu în lumea asta, dacă stai cu persoana nepotrivită? Poți să mănânci cartofi prăjiți, poți să mănânci McDonald's sau orice altă mâncare, dar să fii cu persoana iubită, să te țină în brațe, să spună că te iubește și tu să-i spui că o iubești și... Mi se pare fascinant să fii adeptul lui Eminescu, care spunea că poți să ai totul neavând nimic. Și nimic având totul. Păi mie mi se întâmplă. Te regăsesc pe tine Mie mi se întâmplă asta, Alina. Eu am totul și n-am nimic. Deocamdată. De-aia ți-am și spus mai devreme, sunt dispus să plătesc pentru iubire, să plătesc pentru fericire adevărată, nu pentru fericirea de o noapte, așa. Nimeni nu mă crede. De câte ori am o discuție cu o persoană, niciodată acea persoană nu mă crede că, da, și care îmi place, că vreau forever, până la capătul vieții mele, că eu fiu mai în vârsta asta. Toate cred că pentru aventură. Și multe spun, da, dar tu ești botezat, știi, o să fiu o singură seară și gata. Te-ai gândit că poate ești prea bun pentru ele? Și de-aia te iau așa? Nu, mi s-a mai spus asta și la canal, de te rog. Ești prea bun. Știi cum e? Când îți spune cineva, ești prea bun, ești prea apropie. Poate să fie un defect, să știi. Ești prea bun, persoana se simte... se subestimează în raport cu tine și nu crede că te poate duce până la capătul vieții tale. Dar dacă eu am ales-o, de ce? Eu mi-am asumat-o. Eu când aleg o persoană, mi-o asum cu bune și rele. Încerc să transform, poftim? Poate nu te crede. Poate ar trebui să faci mai multe gesturi. Nu știu, zic și eu acum, dau cu părere. Ce gesturi? Gesturile înseamnă, iar ajungem la bani și la o cumpărau. Ce gesturi sunt? Nu e vorba de bani, nu la bani, de mă ce refeream. E vorba? Nu știu, mai mult timp, de exemplu, dacă ai avea o iubită. Da. Și ți-ar cere să o prioritizezi, să-ți lași, să nu pleci. Unde trebuie să pleci acum? Că trebuie să pleci și săptămâna asta undeva. Să pleci la Dubai, da. Trebuie să pleci în Dubai și îți spune, nu pleca în Dubai, rămâi cu mine acasă. Nu. Nu, nu pentru că am muncit pentru asta și pentru că este vorba de imaginea mea și aș putea să o iau cu mine la Dubai să se simtă ca o prințesă în Dubai. Sau la Paris sau la Monte Carlo. Sau poate are treaba acasă. Cum faci? Poftim? Și dacă are treaba acasă? Păi, atunci rămâne acasă și rezolvă problemele și când mă întorc eu de unde am treabă, mergem împreună unde își dorește ea sau stau cu ea unde vrea ea acasă, oriunde își alege ea locația. Dar asta este, nici eu nu i-aș cere ei, dacă ar avea un job de secretară sau eu știu de cine știe ce, să renunțe la acel job ca să meargă cu mine la Dubai, de exemplu. Na. Eu mă pot combina și cu, nu știu, o femeie care se ocupă de curățenie a unui imobil, doar că dacă îmi place, asta este. Dar dacă ea vrea să-și păstreze jobul în urma acestei relații cu mine, care nu i-ar mai... nu ar mai avea nevoie de nimic, dar dacă ea se regăsește în acel job, ipotetic vorbim, i-aș da voie să meargă să facă curat pe unde are ea de făcut curat, după care asta e ce? E și mai frumos sentimentul. Crezi că vei fi fericit în această viață sau te-ai resemnat? Nu, voi fi fericit, știu, asta m-am resemnat. Nu cred că ai spus asta în încheierea podcastului. Nu mai tragem o dată. Nu, nu se poate. Nu crezi tragem... că vei fi fericit în această viață? Nu. Nu cred că iar ai spus asta. Nu, pentru că nu știu să mint frumos. Aș vrea, pot să spun că aș vrea
să fiu fericit în această viață, aș fi în stare să fac orice, aș da orice, aș renunța la orice, dar nu știu dacă aceste lucruri pot fi posibile, cel puțin până acum, pentru că în ultimii ani m-am luptat pentru acest lucru și nu am reușit să-l capăt prin niciun fel de, eu știu... Uite, eu știu că tu o să-mi porți mie noroc în proiect. Iar pentru siguranță. Acest noroc, eu te blestem să fii fericit pentru tot restul vieții tale. E cel mai frumos blestem, îl accept. Da, mulțumesc pentru invitație și la fel, pentru că sunt primul tău invitat, îți doresc să fie un podcast extraordinar. Să aduci, sunt sigur că cei care vor sta pe acest fotoliu vor avea multe lucruri de spus. Știu că o să îi descoși așa cum știi tu mai bine. Știi de ce am făcut acest podcast? Nu. Pentru că au reușit o echipă frumoasă de băieți, de bărbați, ai să râzi majoritatea. Păi tu cu bărbații te întrebi mai bine. Să-mi spună că m-au tot bătut la cap să-mi spună că sunt altfel decât sunt pe camere eu, să fiu eu, să fiu eu, să fiu eu. Și mi-am dat seama că noi vindem, persoane publice, o imagine total diferită la ceea ce suntem noi. Ca da. Și tine de altfel, tocmai de aceea mi s-a părut că tu ești efectiv cum te știu eu pe tine și ce vinzi tu este de la acel bărbat sigur pe el, la acel bărbat foarte sensibil și dornic de dragoste, erai fix pe calapodul podcastului meu. Aș vrea în felul următor să le spunem celor care se uită la noi că viețile noastre nu sunt cele mai fericite. Nu. Sunt frumoase. Nu, viețile vedetelor, persoanelor publice nu sunt cele mai frumoase. Nici ale influencerilor nu sunt cele mai fericite. Să știți că nici ele, dacă vedeți că postează acele lucruri frumoase, nu sunt, sunt adevărate, dar nu le aduc fericirea. Iar raportându-ne chiar și la persoane celebre, VIP-uri de peste ocean, că acelea poate sunt cele care contează cu adevărat, ați văzut că și ele suferă, se despart, iar se împacă, iar se despart. Nimeni nu știe ce e în casa și lor. Și nimeni nu este impecabil tot timpul. No. Toată lumea are acel moț în cap, așa, toată lumea are freza ciufulită și nimeni nu este pe deplin fericit cum pare pe Instagram. No. Asta vreau, de-aia îmi simți nevoia. Nu mai vreau să ia lumea exemplu motamo cap-coadă. Luați de la noi doar ce este bun. Sfaturi, învățături, dar nu ne lăsă cap-coadă. Pe niciunii. Da, iar eu oricum vreau să le spun tuturor că tot ce postez pe Instagram este pentru că vreau să împărtășesc cu voi locul în care merg. Nu pentru a sfida, nu pentru opulență, nu pentru a arăta altceva, pentru că nu am nevoie de asta. Eu știu cine sunt și eu știu de ce am nevoie, iar revenim. Nu. Tu nu mai ai nevoie să demonstrezi nimic, pentru că din punctul meu de vedere tu ai demonstrat tot. Da. Și o să, în continuare, voi rămâne pe lângă persoana publică pe care o cunoașteți de la televizor, omul Cătălin Bozatu, pentru că eu cred că asta este cel mai important, să rămâi în orice impostază. Am foarte multe momente în care mă întâlnesc cu oameni și spun, wow, dar nu credeam că tu ești așa. Ba da, așa sunt. Trăim vremuri în care nu ne mai permitem să ne hrănim cu iluzii. Va trebui să vedem adevărul. Da, și adevărul este relativ. Dar trebuie să ne găsim pe al nostru. Vă promit că o să am în podcasturile mele doar oameni care vă vor învăța ceva, oameni asumați, oameni autentici, care își pot accepta greșelile și care pot da sfaturile mai departe. De aceea am venit pe online, de aceea vă rog să ne dați like și subscribe dacă vă doriți sau dacă v-a plăcut. Thank you.